Ascultă, poporule, ce zice Duhul Sfânt. Te înștiințez să te apropii mai mult de cer, să leși lucrurile pământului, căci despărțirile care vor fi în scurtă vreme și veștile care le veți auzi, vă veți cutremura mulți din voi. Să fiți gata oricare stați în locul acesta și ascultați cuvântul Domnului. Căci iată, zice Domnul, pe neașteptate vor pleca mulți din lumea aceasta, îi voi chema acasă, căci negura care vine pe pământ și Satan, iată, uzește un plan de boli și va trece de la un capăt la celălalt de pământ. Vrea să scoată din nou, să aducă o boală care, iată, să nu fie vindecabilă. Și iată, mulți vor pleca, dar cei cu inima curată, că el vor chema pe Domnul, voi pune peste casele lor protecția, voi pune îndurarea, vor fi păziți, zice Duhul Sfânt. Altarul unde va fi, iată, va fi pus numele meu, va fi păzire. Vor pleca tineri, vor pleca slujitori, vor pleca păstori, vor pleca proroci, vor pleca mame, vor pleca copii. O, te înștiințez în seara aceasta, vor pleca copiii întâi născuți, care, iată, se vor naște și vor muri. Se va auzi veștile din toate părțile, dar nu o fac, iată, ca o pedeapsă, o fac că e un plan al meu. Și iată, zice Duhul Sfânt, vreau să trezesc poporul de la un capăt la celălalt al pământului. Și iată, zice Domnul, care ești aici și mă asculți, nu știi ziua de mâine, fiecare să se apropie, să se pregătească, voi trece în cercetare, dar pe acolo pe unde va trece vrăjmașul cu planul lui, voi trimite îngerul meu pe copiii mei, care, iată, mă cheamă, este o condiție, unde va fi altarul, iată, pus în casele fiecăruia și va fi stăruință, Domnul va lăsa îndurare. Și iată, zice Domnul, ceea ce a fost până acum a fost un semnal de alarmă și mulți, iată, în lucrurile care au fost hotărâte și îngăduite, în loc să se apropie de Domnul, s-au îndepărtat, din nou sunt nevoiți să trec. Dar de data aceasta nu voi mai trece cum am trecut până acum. Voi trece, zice Domnul, va fi mai multă durere. Dar iată, zice Domnul, pe cel care a păzit cuvântul meu, îl voi păzi și eu de ceasul încercării care va veni peste toată omenirea. De aceea îmbrăcați-vă cu puterea Duhului Sfânt. Stați la altar, că puterea vine de la Domnul. Eu voi da la cel care este nevoie. Și iată, zice Duhul Sfânt, veți vedea lucrări mari, voi frânge toiagul pânii, va veni o lucrare peste tot pământul, va fi încercat pământul cu foamete, va fi încercat pământul cu boli și cu necazuri și, iată, se va ridica o criză mondială cum n-a fost niciodată de când întemeierea pământului. Dar la copiii mei le voi da pâine și în locuri uscate, zice Duhul Sfânt. Și acolo unde este pământul uscat, voi face să se înverzească, voi turna ploaia. Te înștiințez că te iubesc să te apropii. Nu-ți mai fă planuri cu bătaie lungă. Fă-ți planuri să te apropii de Domnul. Căci iată, în curând îmi pregătesc mireasa ca să o duc acasă, zice Domnul. Dar va trebui să treacă și poporul meu prin unele probe grele. Dar iată, zice Domnul, promisiunea care vă lăs în seara aceasta, că voi fi cu voi, vă voi păzi, zice Domnul, voi merge înaintea voastră, vă voi da cuvânt asupra autorităților, asupra legilor care se vor da, vrăjmașul le va pune în aplicare. Va fi greu, zice Duhul Sfânt,
Și iată, mult nu mai este. Și iată, nu vă veți mai putea aduna în locul sfânt, zice Domnul, căci vrăjmașul va face tot felul de lucruri. Și iată, vă veți aduna când vă veți întâlni, vă veți iubi, că acum aveți harul să vă iubiți și nu vă iubiți, zice Domnul. Aveți harul să vă vedeți, aveți harul să vă închinați la oaltă, zice Domnul. Dar iată că lucrurile vor ajunge în așa fel încât veți dori. Dar eu vă promit că vă voi da și atunci locuri prin care, iată, să vă adunați, să vă puteți ruga, să stați înaintea mea. De aceea, mijlociți, zice Domnul, căci iată, eu vreau să lucrez ca să vă puteți bucura minte.